S-a ivit mântuirea pentru noi, cel de sus a murit pentru noi, s-a ivit izbăvirea pentru noi, cel de sus a jertfit pentru noi, s-a ivit izbăvirea pentru noi, cel de sus a jertfit. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus le-a lăsat. Cu Iisus vom zbura către stele, cu Iisus spre o lume de vis. Cu Iisus trec ispitele grele, cu Iisus vom zbura-n paradis. Cu Iisus trec ispitele grele, cu Iisus vom zbura-n paradis. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus le-a lăsat. Te așteptăm ca să vii tu, Iisuse, așteptăm slava ta pe pământ. Așteptăm profețiile-ți spuse, te așteptăm, Domnul nostru cel sfânt. Așteptăm împlinirile-ți spuse, te așteptăm, Domnul nostru cel sfânt. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus va lăsa. Lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze de blestem și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și iubirea ce Iisus va lăsa. Psalmul 18, începând cu versetul 1, spune cuvântul Domnului așa: Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Eu strig, lăudat să fie Domnul,
și sunt izbăvit de vrășmașii mei. Mă înconjuraseră legăturile morții și mă îngroziseră râurile pieirii. Mă înfășuraseră legăturile mormântului și mă prinseseră lațurile morții. Dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu. Din locașul lui El mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la El, până la urechile Lui. Amin. Haideți, dragilor, în seara aceasta să stăm înaintea lui Dumnezeu în această primă rugăciune și să strigăm înspre El. El este prezent în locul acesta. El are urechea deschisă în locul acesta. El are ochiul deschis în locul acesta. Venim de pe câmpul acesta de bătălie, de luptă. Haideți să-i aducem înaintea Domnului toate stările cu care ne confruntăm noi. În seara aceasta El e prezent în locul acesta și poate să ne vorbească. Poate să ne mângâie. Duhul Sfânt care este prezent în locul acesta și care îl sărbătorim astăzi are și rolul acesta de a mângâia inimile noastre. Haideți în seara aceasta să-L chemăm pe Domnul, El să fie prezent, El să conducă lucrarea, El să ne vorbească, El să-și ia lucrarea în mâinile Lui pentru că e lucrarea Lui și El să facă în seara aceasta un loc de întâlnire a noastră cu El. Haideți să ne rugăm, amin.
rog să ocupați locuri. Mulțumim Domnului că în seara aceasta ne-a ajutat și suntem din nou împreună. După o dimineață petrecută în casa lui Dumnezeu, obositoare pentru mulți dintre noi, iată că suntem din nou înaintea lui Dumnezeu. Aș dori și lucrul acesta, aș vrea să fie rugăciunea noastră în seara aceasta, ca Dumnezeu să ne ia în mâna Lui pe fiecare dintre noi. N-am venit în locul acesta pentru că n-am avut ce face acasă, ci am venit în locul acesta pentru că dorim ca Dumnezeu să ne mai vorbească în seara aceasta. Mai dorim să ne mai uităm la haina spirituală care o avem și să mai identificăm locurile în care mai avem de lucrat și de luptat. Și zic, Domnul, în seara aceasta să zidească biserica Lui. Dacă e nevoie să mustre în seara aceasta, știu că Dumnezeu face lucrul acesta cu dragoste și face spre ridicarea noastră. Și în seara aceasta ne punem cu toți în mâna Domnului, frații, colegii care ar fi trebuit să fie în seara aceasta, sunt în slujire. Ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să-i binecuvinteze în locul în care sunt. Domnul să le dea har în locul în care sunt. Ne rugăm pentru cântăreții care au câte o cântare, vor să aducă jertfa lor înaintea Domnului. Ne rugăm Domnul să-i îmbrace cu haina de slujire. Ne rugăm pentru fratele Mihai, pentru fratele Ilie. În seara aceasta sunt rânduiți pentru a sta înaintea noastră, între Dumnezeu și noi. Și ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să le dea un cuvânt pentru biserica Lui din seara aceasta. Aș vrea să stăm cu bucurie înaintea Domnului, să cântăm cu toți o cântare. După care ne rugăm pentru fratele Sorin, Domnul să-l binecuvinteze în slujire, va cânta spre slava Domnului, fratele Claudiu Pintilie, Domnul să-l binecuvinteze. După acestea va veni fratele Ilie, va citi textul din care va și predica și dacă Domnul îndeamnă, mai vrem să stăm și într-o rugăciune cu toții. Domnul să-și conducă în seara aceasta slujirea și Domnul știu cum va face, amin. Fricoșat e locul unde Domnul ne vorbește prin cuvânt, iar pe scara cerului coboară îngeri aducând mesajul sfânt. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Ca și Iacob prin acea pustie, poate nici tu nu știi unde ești. Domnul stă aici deasupra scării, astăzi poți cu El să te întâlnești. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Căci așa ne-a spus Mântuitorul când era la noi jos pe pământ. Dacă doi sau trei vor fi împreună, sunt și eu prezent prin Duhul Sfânt. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel.
dacă vrei să-L simți a Lui prezență. Dacă vrei să-I vezi puterea sa, cheamă-L pe Iisus, ascult credință. Și de poala hainei nu lăsa. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Oare n-ai știut că aici e Domnul? Oare n-ai știut că aici e El? Dumnezeu din slăb ne cercetează, căci aici e casa Lui, poarta cerului Betel. Amin. Cobor Iisuse între noi, cobor prin slăb divine, cobor că lupta e întoi și e greu fără de tine. Cobor acum prin Duhul Sfânt, am obosit pe cale, de ploi suntem bătuți și vânt, de mult amar și jale. Cobor acum prin Duhul Sfânt, am obosit pe cale, bătut suntem de ploi și vânt, de mult amar și jale. Te-așteaptă orbi caltă, da, și șchiopii-n adunare, te-așteaptă suflet de bolnav, să le dai vindecare. Te-așteaptă mamele plângând și mulți orfani pe drumuri, să-i mângă și la piept să-i strângi, nici când să nu-i lași singur. Te-așteaptă mamele plângând și mulți orfani pe drumuri, să-i mângă și la piept să-i strângi, nici când să nu-i lași singur.
așteaptă frații înstăruiți, să se deschidă cerul. Te așteaptă rugăciuni fierbinți, să vină porumbelul, să vii din nou cu lin de foc și vâșii puternic, să scudui iar casa din loc, să tornul ei în veșnic, să vin din nou cu lin de foc și vâșii puternic, să scudui iar casa din loc, să tornul ei în veșnic. Aștept și eu neînsemnat, și-n piept îmi arde dorul, când tu pe nori vei apărea, cu tine să-mi iau zborul. Ajută-mă să pot răbda, să stau în așteptare, pot ajung în țara ta, de dincolo de zare. Ajută-mă să pot răbda, să stau în așteptare, să pot ajung în țara ta, dincolo de sare. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, ne dă pace pe pământ. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, ne dă pace pe pământ. Când în lume tulburare, ne dă har și îndurare, Duhul Sfânt. Când în lume-i tulburare, ne dă har și îndurare, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, mângăierei pe pământ. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, mângăierei pe pământ. Întristarea te doboară, dar El ne ridică iară, Duhul Sfânt. Întristarea te doboară, dar El ne ridică iară, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, este medic pe pământ. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, este medic pe pământ. Rănile ni le atinge și cu unele ne unge, Duhul Sfânt. Rănile ni le atinge și cu unele ne unge, Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, eu arg una pe pământ. Duhul Sfânt, Duhul Sfânt, eu arg una pe pământ. Că vom fi răpiți odată cu Iisus la Sfântul Tată, Duhul Sfânt. Că vom fi răpiți odată cu Iisus la Sfântul Tată, Duhul Sfânt. Ne va duce în veșnicie, să trăim cu bucurie, Duhul Sfânt.
ne va duce în veșnicie, să trăim cu bucurie Duhul Sfânt. Amin. Al meu prieten scump din zorii tinereții, cu tine eu călătoresc până la sfârșitul vieții. Cu tine eu călătoresc la sfârșitul vieții. În sor de zi, când mă trezesc, smerit mă plec sub cruce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce, când toată lumea nu găsesc un scut mai bun și dulce. Când merg pe-un drum îndepărtat, Iisuse, ești cu mine, să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Să fie drumul cât de greu, e așa ușor cu tine. Am de suferit un chin, Tu, Doamne-mi dai putere să fii amarul cât de greu, îmi ești o mângâiere. Să fii amarul cât de greu, îmi ești o mângâiere. Și nu mă tem că voi pieri în marea de păcate, căci Tu, prea bunul meu Iisus, le-ai biruit pe toate. Căci Tu, prea bunul meu Iisus, le-ai biruit pe toate. Ești comoara care-ai fost de mine căutată, și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată. Și astăzi nu te-aș mai lăsa nici pentru lumea toată.
căci Tu-mi ești ca un frate bun, și-n cânt și în suspine, Iisus e al meu prieten drag, ce bine-i lângă Tine. Iisus e al meu prieten drag, ce bine-i lângă Tine. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul. Haideți, frățelor și surori, să stăm în picioare. Să dăm cinste cuvântul lui Dumnezeu, să citim textul care se programa pentru această seară. Care găsim în Faptele Apostolului, începând de la versetul 1 la versetul 17, capitolul 19 din Faptele Apostolului. Pagina în Biblie 1080. Fapte 19, de la 1 la 7 inclusiv. Pe când era Apolo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el. Și ei au răspuns: cu botezul lui Ioan. Atunci Pavel a zis: Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce vine după el, adică în Iisus. Când au auzit de aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. Amin. Puteți să ocupați locurile. Frașa, surori, este o după masă foarte binecuvântată, așa cum de altfel a fost binecuvântată așa azi dimineață. Dumnezeu și-a dovedit încă o dată dragostea Lui față de noi. Ne-a dorit încă o dată soare, ne-a dorit și ploaie, ca să le avem pe toate, așa ca să nu spunem către Dumnezeu că ne vădovește de un bine care putea să-l avem. În același timp, mă rog în Duhul meu și cred că ne rugăm de fiecare dată toți, Dumnezeu să dea și în biserică și ploaie și soare. Vedeți dumneavoastră, câteodată Dumnezeu le dă, dar numai unii le vedem. Numai unii ne bucurăm de soare și de ploaie. Câteodată suntem unii dintre noi în zile diferite. Unii ne comportăm ca și cum soarele n-ar mai fi soare pentru noi, ploaia n-ar mai cădea în casa noastră de o grămadă de timp, ceea ce înseamnă spiritual binecuvântare. Ne bucurăm de-a momentul în care vine cineva și bate pomul și spune: auzi, am o lucrare pentru tine. Și spune: frate, a spus Domnul că te binecuvintează pe tine și tot cortul tău. Și parcă nici atunci nu credem. Începem să credem de odea în momentul în care vedem că, nu știu, ne bat binecuvântări la ușă și nu mai știm ce să facem cu ele. O vreau să vă zic ceva. Eu înțeleg prin cuvântul binecuvântare și atunci când trec printr-o încercare, printr-o mare încercare. Binecuvântarea de a fi Dumnezeu lângă mine. Ce binecuvântare mai mare ne trebuie? Știți, lumea și cei din jurul nostru spun în felul următor și au dreptate. Banii n-aduc fericirea, nu aia înseamnă binecuvântare. O întrețin, spun alții. Dar nu vrem să vorbim despre bani în această zi. Vrem să vorbim despre faptul că Dumnezeu e cu noi în fiecare zi, nu numai duminică. Faptul că în fiecare zi Dumnezeu ne poartă de grijă, faptul că în fiecare zi Dumnezeu se îngrijește de noi, atât pe plan social, dacă vreți, pe orice plan material, dar în special Dumnezeu se îngrijește de sufletele noastre. Dumnezeu ne binecuvintează în așa fel încât să ne ducem călătoria noastră care am început-o, să ducem până la capăt.
Pentru că dacă nu ducem până la capăt, alergarea noastră este zadarnică, fraților, surori. Alergăm 10-20 de ani, ani un an, alții un an sau doi ani. Și ne pomenim că oboseala noastră și, într-adevăr, că deodată mai obosim pe cale. Dar dacă Dumnezeu ne dă puterea aceasta și putem să explicăm de ce unii obosesc pe cale. Știți de ce? Atunci când luptăm de unul singur cu duhurile răutății, adică încercăm să luptăm, că practic n-avem niciun somn de izbândă. Și aceasta așa, am făcut-o ca un fel de introducere ca să înțelegem despre ce o să vorbim noi. Vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt. În momentul în care ne surprinde loviturile diavolului și ne lovește diavolul fără milă, și vei spune, oare cum se materializează lucrul acesta? Știți cum? Încercați să vă închipuiți ultima ispită pe care ați avut-o și ați biruit. Acum eu vă întreb, dacă nu era Duhul Sfânt de partea dumneavoastră, ați mai fi biruit sau nu? N-ați mai fi biruit. Încercați să vă aduceți aminte ultima încercare prin care ați secut dumneavoastră, fie că a fost ispită sau a fost o boală sau orice a fost de felul acesta, și ați secut prin încercarea aceasta cu bine. Ați luat examenul cu brio. Întrebarea mea ar fi, cine a făcut posibilă biruința dumitale? Cine a făcut posibilă biruința dumitale, frate și soră și tânăr? Pentru că spunea Apostolul Pavel, pot totul în Hristos care mă și întărește. Efectiv, biruința mea nu e biruința mea, e biruința lui Dumnezeu în mine, e biruința lui Iisus Hristos în mine, e biruința Duhului Sfânt în mine, pentru că am lăsat pe El să lucreze. Slăviți să fie Domnul! Avem în această zi, fraților, surori, o temă destul de interesantă și foarte frumoasă. Sărbătorim lusarile și în același timp înțarea Duhului Sfânt în acțiune, în lucru, mai bine zis, botezul cu Duhul Sfânt. Noi știm că pentru mântuirea omului a fost istoria aceasta creștinismului împărțită în mai multe etape, în care prima Dumnezeu a lucrat felul în care a vrut de El, așa cum crede de El, așa acum, dar într-un mod special, Dumnezeu a lucrat începând de la darea legii și până la Iisus Hristos. A avut o parte de lucrare. Totul se rezumă la mântuirea omului. În momentul în care omul a căzut în păcat, deja Dumnezeu, Domnul Iisus și Duhul Sfânt au întocmit un plan, bine pus la rând, bine pus la punct. Și au spus, trebuie să facem orice, ca omul să nu iasă din rai pentru totdeauna. Pentru un moment, omul nu mai avea ce căuta în rai. Pentru un moment, locul omului era în iad. Punct. Dacă Iisus, dacă Dumnezeu, dacă Duhul Sfânt nu intervenea, soarta noastră era pecetluită. Iad pentru totdeauna. Despărțire de Dumnezeu pentru totdeauna. Dar, tot înțelepciunea Lui, Dumnezeu care deține toată înțelepciunea și supremă în așa ceva, a spus să facem un plan. Cine va merge pentru noi? Cine va răscumpăra omenirea întreagă? Și atunci, în Scriptură, spune cuvântul Dumnezeu că s-a auzit în gloa și a spus, iată-mă, trimite-mă, sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Numai că voia lui Dumnezeu conducea pe cel care a spus, vin să fac voia ta, conducea pe la cruce. Voia lui Dumnezeu îl conducea pe la zmerenie, pe la umilință, pe la bătăi, pe la sânge, pe la suferință enorm de multă. Dar acel cineva care a spus, vin să fac voia ta, oare știa de planul Dumnezeu? Știa. L-a acceptat de bunăvoie. În prima parte a lucrării de Dumnezeu a lucrat și la un moment dat Dumnezeu, oarecum, spunea, trebuia să dea ștafeta mai departe. Și s-a născut Domnul nostru Iisus Hristos. A venit și a luat ștafeta aceasta și a suferit enorm de mult. A renunțat la gloria cerească, ca noi astăzi să avem gloria lui Iisus Hristos. O fi momentul când Domnul nostru Iisus Hristos a spus, eu am să mă duc în înainte, cu alte cuvinte mă duc la Tatăl, dar nu vă voi lăsa singuri. Nu vă voi lăsa singuri, voi trimite un mângăitor, voi trimite Duhul adevărului. El va fi cu voi și va fi în voi până la sfârșitul veacului, slăvit să fie Domnul. Și astfel am ajuns noi în momentul acesta în care Domnul Iisus Hristos, bine, când le spunea lucrurile acestea ucenicilor, au constatat că ucenicii s-au întristat foarte tare și au spus să nu vi se tulbure inima. Acum eu mă întreb în felul următor.
Cum am putea noi să ni se tulbure inima? Ciodată avem pe Cel care ne dă pacea în inima noastră. Cum am putea într-o lume în care nu cunoaște pe Dumnezeu, ne cunoscând pe Dumnezeu, care a spus, vă dau pacea mea, dar nu vă dau cum vă dă lumea. Cum am putea să ne tulburăm? Numai așa, că Duhul Sfânt nu locuiește în noi. Atunci ne-am pierdut pacea. Avem de face cu un grup de 12 ucenici. Ne arată cuvântul lui Dumnezeu, în Faptele Apostolilor, capitolul 19, care singura apropiere de Dumnezeu, care au simțit-o ei, singurul lucru ce s-a întâmplat bun în viața lor, a fost că au fost botezați cu botezul lui Ioan. Niște ucenici, niște oameni simpli, care nu cunoșteau prea multe, nici cel puțin nu au auzit, conform Scripturii, nici cel puțin nu au auzit că s-a dat un Duh Sfânt. Încercați dumneavoastră să vă închipuiți, dacă vă puneți dumneavoastră, oricare dintre dumneavoastră, lângă ei, dorni să-L cunoască pe Dumnezeu, dorni să știe cât mai multe despre Iisus, dorni să fie mântuiți, te pui dumneata lângă El, care știe multe, și știe multe. Opa, voi nu știți că s-a dat un Duh Sfânt, noi nu știm. Dar vreți să fim mântuiți, dar vreau să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu. Dar nu puteți. De ce nu putem? Că voi vă luptați cu murile de vânt, vă luptați cu propria voastră putere. E bine, prima întrebare care l-a pus apostolul Pavel în momentul în care s-a întâlnit cu acești oameni, cu acest grup de ucenici, 12 la număr, îi pur și simplu o întâmplare, coincidență. Nu erau cei 12 ucenici, să nu înțelegem greșit. Erau alții care aparțineau lui Ioan, ucenicii lui Ioan. Aceștia s-au întâlnit cu ei, Pavel s-a întâlnit cu ei în Efes. După ce s-a întâlnit Pavel cu ei în Efes, cuvântul lui Dumnezeu că le spune că primul lucru ce a întrebat apostolul Pavel, a pus o întrebare. Și aceasta a fost. Cum mai sunteți cu sănătatea? Asta a fost. Au zis, nu. Cum a fost, nu știu, ieri, ați cumpărat ceva? Mai aveți ce să mâncați? A fost locul ăsta? Care a fost mie întrebarea care l-a pus-o Pavel când s-a întâlnit cu ei? Știți care a fost? Ați primit voi Duhul Sfânt. Ați zis dumneavoastră? Primul lucru când se întâlnește un creștin cu un alt creștin, probabil când se nu știi, nu înțeabă, nu știi, mâine vin ploile, că mi se uscă tot în grădină. Cam așa trebuie să fie înțeleg, oare, fraților, surori. Primul lucru când ne întâlnim, nu știu, fiecare ce mai întrebăm, dar întrebăm multe. Dar ceea ce trebuie, nu întrebăm de multe ori. Asta nu e ca o mustare. Spun așa ce se întâmpla mai de mult între ucenici. Primul lucru când se întâlnim Pavel cu ei, nu întrebat. Ați primit Duhul Sfânt. Acum, dacă o iau pe partea noastră și începem să vorbim între noi, oare când mă întâlnesc cu cineva prima dată să-l întreb, pace, frate, pace, ai Duhul Sfânt. Primul lucru, știți care ar fi? Ce se gândește el? Asta mă judecă. Se gândește că el are Duhul Sfânt, se gândește că poate eu n-am Duhul Sfânt și vrea să mă ia așa pe mine la boșcălie, să el mai pocăi ca mine. Vă zic de ce? O grămadă de tineri și oameni mai în vârstă care mereu poate o sunat în biserici, de unde ești, frate? Din Câmpia Tuzi. Am auzit acolo. Și s-aude. Să vă zic, s-a auzit. Că Dumnezeu a botezat aici cu Duhul Sfânt și așa mai departe. E bun, e foarte bine. Dar, momentul în care mă întrebau, mai botează Domnul cu Duhul Sfânt? Da, zic, în fiecare an Dumnezeu botează. Cât vrea, cum vrea, aia e treaba lui. Dar îi botează. Am făcut odată, să eu dau o greșeală, că am întrebat, zic, da, tu ești botezat, ai Duhul Sfânt. Așa, pentru să dacă discuții. Măi, frate, nu știu, am o formă de Duhul Sfânt, dar nu știu chiar exact, îți botezat sau nu? Dar să vă zic ceva. Poate vă vine greu să credeți, dar și mie îmi vine greu. Să fii pentecostal de ani de zile, să te lauzi că la tine în biserică lucră Duhul Sfânt și încă să nu știi dacă ai Duhul Sfânt sau nu, să nu știi dacă ești botezat cu Duhul Sfânt sau nu, din punctul meu de vedere, asta e o tragedie enormă. E o tragedie enormă. Aici apostolul Pavel a întrebat pe acești oameni care au fost botezați cu un alt fel de botez. Haideți să vă citesc ceva în Cuvântul lui Dumnezeu. Exact cum erau pe timpul acelea și credeți-mă, se pare că atunci căutam mai mult lucrurile sfinte decât noi acum. Spune așa, de aceea, Evrei 6, 1 cu 2, de aceea să lăsăm adevărul începătoare al lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Și acum vreau să vă citesc ceea ce vreau să predic doar în câteva cuvinte. Și anume, învățătura despre botezuri
despre punerea mâinilor și așa mai departe. Păi mințează ce ai citit versetul 2, prima parte. Învățătura despre botezuri. N-am citit botez, ci învățătura despre botezuri. Sunt mai multe botezuri. Suntem foarte atenți ca unele botezuri din acestea, care sunt mai multe, eu vă amintesc doar cel puțin. 1, 2, 3, hai să vă zic. Botezul lui Ioan, da? De care spune Apostolul Pavel. Botezul care vine, botezul care face noi, nou testamental. Botezul cu Duhul Sfânt, da? Botezul cu foc. Ei bine, Apostolul Pavel le amintește la evrei și le spune în felul următor. Lucrurile astea despre care voi tătănesc să stăruiți, sunt lucruri începătoare. Opriți-vă, lăsați-le acolo, că oricum nu vă ajută cu nimic. Mergeți pe cele desăvârșite. De exemplu, una ar fi teme despre neprihănire. Vă place neprihănirea? Ori Apostolul Pavel la evrei le zice să mergem spre cele desăvârșite. Nu mai pune din nou baza sau temelia unor lucruri care sunt începătoare. Și anume, cuvântul acesta e despre învățătura, despre botezuri. Și aici am vrut să ajung să vorbim doar câteva cuvinte. Oare ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu, și aici deja lucrul ăsta e complicat și nu mă duc pe teren minat. Când semnul că e minat, mă opresc. Pentru că n-are niciun sens. Să punem în întrebările cele mai extraordinare. Oare, dacă nu suntem botezați cu Duhul Sfânt, sunt mulți dintre noi care zic așa, dacă n-am vorbit cel puțin o dată în limbi, și n-am sărit, mai știu eu în sus, am primit Duhul Sfânt și așa mai departe, mai suntem mântuiți sau nu? Dar fraților, surori, vreau să vă întreb un lucru. Mântuirea noastră, de cine ne este asigurată? De Domnul Iisus Hristos, nu-i așa? Nașterea din nou, vă întreb pe dumneavoastră, cine credeți că a făcut în viața dumneavoastră? Nașterea din nou ați învățat și am învățat toți, care cât de cât am studiat un pic Biblia, nașterea din nou, în cuvinte foarte scurte și comprimate, e colaborarea dintre Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu. E colaborarea dintre Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel de ajunge la o concluzie. Nașterea din nou pe care dumneata ai avut-o în urmă cu ceva timp, în care ai întors spatele lumii, te-ai întors cu fața către Dumnezeu. Și cine a făcut-o în lumea ta? Tot Duhul Sfânt a făcut-o. Tot Duhul Sfânt a făcut-o. Atunci spune în felul următor, oare dacă nu am vorbit cel puțin o dată în limbi, mai suntem mântuiți sau nu? Dar vreau să vă zic ceva. Duhul Sfânt nu a fost dat pentru mântuirea lumii tale. Duhul Sfânt a fost dat pentru altceva. Vreau să vă zic ceva. Momentul în care Domnul nostru Iisus Hristos a revenit la viață, ceea ce oricum El a fost viu tot timpul, a spus în felul următor, și acesta este un lucru destul de complicat și mă rog Domnului să îmi dea înțelepciunea necesară să nu confundă lucrurile. Spune așa. Ioan capitolul 20, începând cu versetul 20. Și după ce a zis aceste vorbi, le-a arătat mâinile și costele sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimis și eu pe voi. Și urmează versetul 22, care e foarte important. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Luați Duh Sfânt. Nu a spus, fiți botezați cu Duh Sfânt. Au spus, luați Duh Sfânt. De ce credeți dumneavoastră că Domnul Iisus Hristos a avut un îndemn extrem de frumos pentru ucenici? Le-a spus așa, să nu vă îndepărtați de la Ierusalim până nu veți primi o putere de sus. Avem în noi frați care au lucrat în poliție. Și știu ce spun, cel puțin din punctul ăsta de vedere. Legea te apără din orice punct de vedere. Când ești, să zic de exemplu, poliție, vă dau un exemplu. Ai autoritatea pe care o folosești verbal, în numele legii ești arestat sau așa mai departe, teoretic, dar mai ai și o altă autoritate cu care să te aperi. Ai un pistol la dumneata. Ăla nu folosești primul. Prima dată folosești cealaltă autoritate. Îți dau autorități. Cu alte cuvinte, ești echipat ca să faci un lucru anume. Noi ca creștini, Domnul Iisus Hristos a spus în felul următor către noi. Vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Dar nu terminat aici. După care au spus, în momentul în care vă trimit pe voi, pe niște miei în mijlocul lupilor, ideea ar fi în felul următor. Nu ne-au lăsat fără apărare. Nu ne-au lăsat fără putere.
Încă trebuie să constatăm că lupul acela sau leul acela care îți beară zi și noapte, care continuu vrea să ne ia viața, care continuu vrea să ne treacă de pe calea lui Dumnezeu, el vrea să se lupte cu noi, vrea să ne omoare, dar a constatat un lucru, că Iisus Hristos s-a ținut de cuvânt în ce privește biserica lui, că Iisus Hristos s-a ținut de cuvânt în ce privește mireasa lui și a zis, mă duc la cer, dar nu vă las singuri, vă echipez. Aici am vrut să folosesc cuvântul acesta. Vă echipez. Cum? Vă dau Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Ca atare, din punctul meu de vedere și ceea ce am găsit din Scriptură, Duhul Sfânt este în primul rând, este pentru echiparea credinciosului. Când Duhul Sfânt vine în viața dumitale și în viața dumitale și în viața mea, nu vine singur. Când vine cu El, vine cu lucrarea de Duhului Sfânt. Vine cu darurile Duhului Sfânt, cu roadele Duhului Sfânt. Și acestea se vorbește de atâtea ori. Nu-i timpul să vorbim acum. Ca atare, dragii mei, frate și soră, în momentul în care Duhul Sfânt pătrunde în viața dumitale, să se întâmplă dumitale cel mai mari minuni, cerești dacă vrei. Adică, ai puterea să te lupți cu demonii în lumea spirituală pe care nu o vedem, dar o simțim în fiecare zi. Dacă până în momentul intrării Duhului Sfânt în viața dumitale, în fața unei femei, nu rezistai, bărbat fiind, din momentul în care Duhul Sfânt, poate să condamnat, dar în același timp s-ar putea să nu. În momentul în care Duhul Sfânt a intrat în viața dumitale, poți să refuzi orice femeie, oricât ar fi de frumoasă, da? Dacă până în momentul intrării Duhului Sfânt în viața dumitale, lăcomia de bani a fost la mare cinste. Tătă ziua dimineața până seara, numai pentru bani, altceva nu știe nimic. În momentul în care Duhul Sfânt a intrat în viața dumitale, spui așa, stop, din momentul ăsta Duhul Sfânt e Domnul meu. Dumnezeu e Domnul meu, Iisus e Domnul meu, numai pentru bani. Muncesc numai ca să pot să întrețin familia, dar pe primul loc în viața mea e Dumnezeu, încă ai puterea să spui stop. Nu e așa că de multe ori n-avem puterea să spunem stop? Și zice? Pentru că nu lucrează Duhul Sfânt în viața noastră. Nu lucrează Duhul Sfânt în viața noastră. Momente critice în viața celor din Vechiul Testament, când erau, spune cuvântul lui Dumnezeu căci Duhul Sfânt a venit peste Solomon și au făcut și au omorât atâția oameni. De ce? Că vin Duhul lui Dumnezeu niciodată, după ce au făcut lucrarea, Duhul Sfânt îl părăsea. Duhul Sfânt o vinea peste cineva și a omorât atâția oameni. S-a făcea cu tare lucrare, după aceea Duhul Sfânt îl părăsea. Nu era timpul și momentul în care Duhul Sfânt să rămână permanent cu acel om. Dar vin în timpul, când Domnul Iisus Hristos a spus, va veni Duhul Sfânt, va fi cu voi și în voi. Lasă-vă să înțeleg ceva, ați constatat că în fiecare zi Duhul Sfânt vă cercetează? Ați constatat lucrul acesta și a împlinit Iisus Hristos ceea ce a spus? Atunci când te pui pe genunchi și te rogi, cine crezi dumneata că te învață ca să te rogi? E Duhul Sfânt. Atunci când te duci pe drum și ești bajocorit de diferiți colegi de școală, de diferiți, nu știu, oameni la locul de muncă sau ori te duci dumneata, cine crezi că îți dă putere să suferi bajocurile lor? Să-ți ieși cu brio, pentru că nu ți-a să răspunzi nebunului după nebunia lui. Nu ai cum, tu fiind copilul Domnului. Mai ales cei care s-au obișnuit și au fost obișnuiți să bată tăcile stâncale, bătă ușe, da? Ei bine, și vine la el și îl bajocorește pentru simplu fapt că știe că e pocăit. Cum de are puterea să repede așa ceva? Cum de are, o spus Domnul Iisus Hristos, mergem și dăm exemplu pe el. Și chiar credeți că eu n-aș putea să rog pe Tatăl să-mi trimită niște legiuni, niște ingeri? Câți vreau? Mii de ingeri, sute de mii de ingeri. Chiar crezi că n-aș putea să fac lucrul acesta? Aș putea, dar nu vreau. Pentru că misiunea mea e una simplă. Să-i zbăvesc întreaga omenire din păcat, slăvit să fie Domnul. În momentul în care dumneata nu ai puterea să-ți duci misiunea la capăt. În momentul în care... Și misiunea aici nu mă refer neapărat la... Să te duci să-l salvezi pe un om din nu știu ce țară, nu? E o misiune importantă când dumneata te duci pentru copil. Pentru copilul tău, propriul tău copil. De ani de zile și copilul nu se pocăiește. E foarte importantă. Și constați în fiecare zi că se îndepărtează de Dumnezeu. În loc să vină la picioarele lui Iisus Hristos. Și atunci ce spui? Mă pui pe genunchi și mă rog și Dumnezeu îl va aduce în biserică. Slăvit să fie Domnul. Te rogi în fiecare zi pentru un caz de boală, chiar că poate nu-i din familia dumitale. Și nici cum n-ai izbândă, nici cum. Și la un moment dat zici, mă, stai așa. Dumnezeu mi-a spus că dacă cerem ceva prin credință, căpătăm, slăvit să fie Domnul, și capeți. Pentru că altfel, dacă am rămâne singuri, n-am putea face nimic. De fapt, așa spune cuvântul Domnului. Când își despărțiți de El,
nu putem face absolut nimic. Avem în fața noastră cuvântul Dumnezeu și poate că m-am întins un pic mult în ce privește prima întrebare că l-a pus-o Apostolul Pavel acestor ucenici. Ați primit voi Duhul Sfânt? Dar el a mai zis ceva. Ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? O grămadă de timp am înțeles greșit ce vrea să văd. Apostolul Pavel a obit de aici, deși se pare că e clar, e un pic destul de încurcat. A spus, ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Pe baza acestui verset și încă unul de aici, care, dacă mai am timp să-l amintesc, nu, s-a format o grămadă de religii. O grămadă de secte. Adică, în momentul în care a crezut în Iisus Hristos, deja și-a primit Duhul Sfânt. Sunt care, în ziua de azi, în momentul în care a intrat și nu, dar nume că care știți, știți. În momentul în care a intrat în vana botezului, în apa botezului, când iese de acolo, e deja, cred că, și pocă aici, într-un fel, probabil că e, dar în momentul ăla au și Duhul Sfânt. Și s-a interpretat greșit versetul acesta, spus de Apostolul Pavel. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Dar eu zic în felul următor. Noi nici n-am auzit cel puțin că s-a dat un Duh Sfânt. Ce ziceți dumneavoastră? Se poate întâmpla și așa. În momentul în care te bagi în apă botezului, mă refer la botezul nou testamental, când ești de acolo să vorbești în limbi. Se poate întâmpla, nu zic că nu. Dumnezeu dă Duhul Sfânt când vrea și cu vrea. Dar eu încă cel puțin n-am găsit cazul de asta. Dar dacă Dumnezeu vrea să facă, poate să facă. Dar dacă constați că ești din apa botezului și încă n-ai vorbit în limbi, și încă n-ai slăvit pe Dumnezeu că ți-o botezat cu Duhul Sfânt. Nu poți să zici că ești botezat cu Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt a făcut lucrarea de nașterii din nou în viața ta. E altceva. Și pe baza acestui verset s-au făcut o câteva religii, secte care au spus când ești din apă, deja e ajuns. Deja avem Duhul Sfânt. Ori Apostolul Pavel nu întrebat altceva. A spus, ați primit Duhul Sfânt atunci când ați crezut pentru prima oară în viața voastră? Vrea să spună. Dar când o crezut de prima dată? Știți când? Nu când e băgat în apă botezului. Atunci când stăteam în fața lui Ioan Botezătorul, despre asta era vorba. Și Ioan Botezătorul a spus, credeți în Evanghelie și în Cel care va veni după mine. Și eu crezut. Și atunci, în momentul ăla, spunea Apostolul Pavel, atunci când ați crezut prima dată în Iisus, ați auzit pe El, că nu credeau în Ioan. Auziți ce propovăduia Ioan? Spunea în felul următor. Atunci Pavel a zis, Ioan a botezat cu botezul pocăinței și spunea norodului să creadă în cel ce venea după el. Ce făcea Ioan? Îi boteza și le spunea să creadă în cel ce venea după el. Adică Ioan nu-i boteza până le zicea, nu credeți în mine, credeți în cel ce vine după mine. Datorită acestui indemn, oamenii aceștia se botezau și credeau în cel ce vrea să vină, dar încă nu-l cunoșteau. Momentul crezului lor era ceva asemănător nou. Credeau în cineva pe care nu l-o cunoșteau și nici nu l-o văzut niciodată. Nici ce puțin Ioan nu l-o văzut până la un moment dat. Momentul credinței lor a fost exact așa nostru. L-am văzut odată pe Iisus? Nu. Dar l-am simțit? Da. Și atunci l-am crezut în El. Exact așa era și oamenii ăștia. Credeau într-un Iisus care nici nu știau dacă e printre ei. Credeau într-un Iisus care nu-L cunoșteau. Și Apostolul Pavel a început și le-a spus, voi ați primit Duhul Sfânt atunci când ați crezut? Și răspunsul lor a fost unul extraordinar. Au spus, noi nici n-am auzit, domnule, dacă sau frate, dacă, cum zicea ei, nici n-am auzit că s-a dat un Duh Sfânt. Nu știu ce-i cu Ioan ăsta. Ioan ăsta chiar nu ne-a zis nimic. Ne-a zis să ne pocăi, ne-a băgat în apă, ne-a zis de un Iisus, care nu-L cunoaștem, habar n-avem de El, dar nu ne-a zis nici că există un Duh Sfânt. Nu înțelegem ce fel de propovăduire e asta. Apostolul Pavel nu l-a criticat pe Ioan în fața lor. Nu știu de ce. Dar vrea să vă zic un lucru. Asta e unul dintre lucruri care trebuie ca să le știți. Slujitorii niciodată, adevărat sunt slujitori, nu se critică unul pe altul. Eventual se mustră, dar nu se critică. Mustrată una, criticată e alta. Aici cuvântul Dumnezeu spune că Ioan, Apostolul Pavel, a vrut să ia postatea care a început de Ioan Botezătorul și-o luat în continuare. O, dacă n-ați fost botezat cu Duhul Sfânt, n-au luat stărință cu voi. Ia să fac stărință, fraților surori. Adevărul este că să stărăiți pe Duhul Sfânt e foarte greu. Enorm de greu. Mi-aduc aminte numai cu ani și ani de zile. Atunci când a fost botezat 100 și ceva de tine, oameni mai în vârstă, el n-a fost primit Duhul Sfânt printre ei atunci. Nu știu de ce nici până ziua de azi. Probabil o să află vreodată. Eram în casă la un frate care
O parte din familia lui o văd aici în biserică, Domnul să-i binecuvânteze. De obicei îmi plăcea să mă dau așa mai într-o parte, nu îmi plăcea să mă bag în mijloc, că fratele Matei tot amintea atunci, focul cel mai mare, dacă vreți să știți, e în mijloc. Cine vrea să primească Duhul Sfânt, ai dat în mijloc. Să băgau tine, oameni, și primea Duhul Sfânt. Eu nu mă băgam, eram și mai rușunos de felul meu, nu că acum n-aș fi. Dar a fost o seară, când Dumnezeu așa a hotărât, atunci m-am dus la fratele Ion Cosma acasă, la mai mulți tine atunci se făcea rugăciune acolo. Am fost mai multe locuri și la fratele Ion, în biserică, peste tot unde auzeam că se rugă doi, dacă era de ajuns, ca să mă duc să fiu și eu prezent acolo. Mergeam în oțelărie la lucru, atunci lucram în oțelărie, eram și mai caragist, în fine, era destul de greu. Mergeam la rugăciune și numai chef de rugăciune nu aveam, dar s-a întâmplat ceva în țăsară. Am zis acolo și fratele Matei, cum avea obicei, a spus, cine vrea să primească Duhul Sfânt, vă rog frumos să vină în față. Nici în ziua de azi nu înțeleg cum i-am ajuns în față, sincer. Nici în ziua de azi nu înțeleg, că eu de obicei nu mă băgam în față, că nu-mi plăcea. Am ajuns în mijloc acolo și exact atunci la rugăciunea aceea, Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt. Slăviți să fie Domnul. Dar după ce s-a gătat toată seara aceea, vin fratele Matei și o fratele, ce eu te-am știut, am știut că nu-ți place să te pui aici, dar când am văzut că te-ai băgat în mijloc, am știut că Dumnezeu Duhul Sfânt. Știi de ce? Păi zic, nu știu. Credința din tine te-a împins acolo în față. Slăviți să fie Domnul. Iar atunci l-auzi pe Dumnezeu, nu zic că nu l-am înțisat pe Duhul Sfânt. Nu zic că nu l-am mai supărat, dar sunt în fiecare zadierea lui. Nu zic că nu am mai dat cu stângul în dreptul, cum zic alții, că sunt oameni și mai greșim. Dar în fiecare zi sunt cum El mă conduce pe drumul acestei vieți. Ne duce către împărăția lui Dumnezeu. Întrebarea mea fie următoarea. Ai primit tu Duhul Sfânt atunci când ai crezut? Pentru că e imposibil, dacă crezi în Iisus Hristos, să nu primești Duhul Sfânt. Eu întreb pe frații aceia care încă probabil încă n-au fost botezat cu Duhul Sfânt și care probabil că sunt aici. Poate că toți avem, nu știu, dar dacă este cel puțin unul, întrebarea fie aceeași întrebare. Ai primit Duhul Sfânt atunci când ai crezut? Pentru că mare lucru noi. Singurul lucru ce s-a cerut de la Apostolul Pavel, la cei 12 ucenici al lui Ioan, au fost, trebuie să credeți. Punct. Atât. Nu e o teologie, nu e o, nu știu ce e și din comun. Dar aici aș vrea doar în câteva cuvinte, după care vreau să mai facem încă o rugăciune și fratele Corneliu să amintească pentru ce facem rugăciunea aceasta. Apostolul Pavel a vrut să califice niște lucruri în fața acestui oameni și a zis, cu ce botez ați fost botezat? Și a zis, cu botezul lui Ioan. Și apoi Apostolul Pavel, și aici nu vreau să explic prea multe, i-a botezat din nou numele lui Iisus. Iar s-a fărbat încă o sectă, cei care cred rebotezați sau cei care sunt botezați în numele Iisus. Deja sunt o grămadă de biserici de genul ăsta, cel puțin în România. Nu vorbesc despre aceasta, Domnul se binecuvânteze pe toți. Momentul cel mai surprinzător a fost în viața acestor oameni. Când spune așa, când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Iisus. Când și-a pus Pavel, se pare că de două sau de trei ori în Biblie aminte cuvântul lui Dumnezeu în felul următor că s-o dat Duhul Sfânt prin punerea mâinilor. Sunt cazuri speciale, foarte speciale. În rest, întotdeauna pe baza credinței tale ai primit Duhul Sfânt. În cazul acesta au fost ajutați. Domnul se binecuvântează pe cei care au primit așa. Au fost ajutați enorm. Adică când și-au pus mâinile peste ei, au primit Duhul Sfânt. Auzi ce spune cuvântul Domnului. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei. Ce înseamnă asta? Vă aduceți aminte ce s-a vorbit azi dimineață? Exact așa s-a întâmplat la dosalii. Deja Duhul Sfânt avea în vedere să jeie lucrarea din plin și o luată din plin. Spune, când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt o vin peste ei, s-a coborât la ei. Din locul locuinței lui, o vin direct peste acești 12 ucenici. Și spune așa, semnele că acei oameni au fost botezați cu Duhul Sfânt și au început să vorbească în limbi și proroceau. Aceasta mă duce cu gândul la ceea ce se amintea dimineață despre faptul că Ioel în urmă cu sute de ani de zile a spus că în zilele din urmă Dumnezeu va turna din Duhul lui peste orice ființă, peste orice făptură. Ei bine, am ajuns de 2000 de ani
Ca să constatăm că în fiecare zi Duhul Sfânt se coboară peste noi, Duhul Sfânt e cu noi, slăvit să fie Domnul. Întrebarea mea ar fi următoarea. Aceste două semne, și cu aceasta aș vrea să închei, aceste două semne mai sunt vizibile între noi sau nu? Adică vorbitul limbi și prorocia. Nu-i timpul și nu-i momentul, după Scriptură vă zic, când să spunem, ho, gata, s-o vorbi cu vorbitul limbi, s-o găta cu vorbitul limbi și cu prorocia. Nu! Cine vă zice așa, ceva e fals. Auziți ce zice așa? Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și a lăsat două semne, ca să se înțeleagă că acolo a fost Duhul Sfânt. Unde vine Duhul Sfânt, rămâne urme după el. Duhul Sfânt nu vine așa pe ascuns, undeva după colțul vine, vorbește la ceva și o ia la fugă, nu? Când vine Duhul Sfânt, Duhul Sfânt e simbolic și prinț un foc. Când Duhul Sfânt apare în viața un om, arde tot, ceea ce este firesc. Arde tot, rămân semne. Care au rămas semne? Și semnul acesta, în special vorbitul limbi, e universal. Prorocitul la fel. De aceea vreau să vă întreb un lucru, fraților și surori. Asta pentru o verificare noastră, nu să spuneți, să vă verificați. Atunci când vă rugați, Domnul Dumnezeu, trece-vă o săptămână, nu zic o zi, la o săptămână, hai să lăsăm la o săptămână, trece-vă o săptămână în care să nu vorbiți în limbi. Atunci e o mare problemă, când vă rugați. Dacă trece o lună, sau trecut o lună și n-ați vorbit în limbi, deja e o problemă enorm de mare. Și zice, că acolo unde e Duhul Sfânt, Duhul Sfânt te învață să vorbești în alte limbi. Acolo unde e Duhul Sfânt, Duhul Sfânt te învață să prorocești. Acolo unde e Duhul Sfânt, Duhul Sfânt te învață să te rogi. Cum te învață Duhul Sfânt să te rogi? Te învață să te rogi și în limba ta maternă, în cazul nostru românește, dar te învață să te rogi și în alte limbi. Pentru că așa e Duhul Sfânt. Nu putem să schimbăm noi pe Duhul Sfânt, să zicem, Doamne, stai așa, ne dă-i un Duh care să poți să-L coordonezi eu. N-ai cum. Nu te coordonezi tu după El, te-o lăsat. E bine, eu m-aș ruga ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea necesară. Și anume, să ne verificăm în această seară, de aici încolo, să vedem care este partea noastră din viața noastră care o dăm Duhului Sfânt. Cât procentaj din viața noastră spirituală, mă refer, viața noastră spirituală le dăm Duhului Sfânt? 10%? Atâta ești de tare. 10% ești de tare. Biruiești 10% în fața diavolului. Mai mult nu. 50% îi dăm Duhului Sfânt din viața noastră. Ești biruitor, slavă Domnului, dar 50%. 90% îi dăm Duhului Sfânt din viața noastră. Slavă Domnului, ești biruitor, dar 90%. Vreau să vă zic ceva. Apostolul Pavel a spus că va intra în cerul și va merge după ce va fi biruit cât? Tot. Lasă-l-o, surori. Nu 90%. Biruiești atâta cât te dorești Duhului Sfânt. Dacă biruiești 90%, e bine și așa, dar rămâi jos. Și rămân jos. Haideți să facem din cerul să-L lăsăm pe Duhul Sfânt să iei controlul asupra vieții noastre. Să biruim totul. Să biruim absolut totul, cu ajutorul lui Dumnezeu vom putea. Pentru că dacă nu biruim totul, cum așteptăm să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu? Că mai avem scădință, aia asta e altceva. Dar Domnul să ne ajute să fim așa cum vrea El. Haideți să stăm în picioare, rog pe fratele Cornel să amintească pentru ce ne rugăm și cauzele și după ce ne rugăm Domnului. Avem câteva bilete care au venit în față, să ne rugăm câteva cauze. Înainte să le citesc biletele acestea, avem câțiva tineri care în săptămânile care urmează vor susține câteva examene. I-aș ruga să vină în față Alina Coroian, Hadasa, dacă e undeva pe sus, Naomi Surd, haideți în față, Pavel Bozdoc va avea bacalaureatul. Dacă mai sunt tineri care dau examene la facultate, îi rog să vină în față. În seara aceasta aș vrea să stăm să ne rugăm pentru ei. A mijloci înseamnă a sta la mijloc, între Dumnezeu și ei. Și aș vrea în seara aceasta să-i punem în brațul Domnului, care e un braț puternic, care poate să ajute. De asemenea, avem două bilete care au sosit la amvon. Rog adunarea, întreaga adunare, să mă susțină în rugăciune pentru fetița vărului meu. Are probleme de sănătate, Flaviu Ciurcui. Ne rugăm pentru lucrul acesta și îl punem înaintea Domnului. Vă rog să vă rugați pentru mama mea, Clari, care marți va trece printr-o operație. Domnul să-i dea vindecare, semnează Roxana. Ne rugăm pentru cauzele acestea, le punem înaintea Domnului și dacă sunt cauze care le aveți dumneavoastră, nu le știe nimeni, Domnul este prezent aici. Lui Dumnezeu nu-i trebuie multe voci ca să se îndure de o cauză, ca să mijlocească pentru o cauză. Dar în seara aceasta, dacă crezi cu adevărat că Domnul se poate atinge de cauza dumitale,
acolo în locul acela tainic în care ești, roagă-L pe Dumnezeu să se atingă. De asemenea, ne rugăm pentru tinerii care sunt aici în față, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Haideți să stăm înaintea Domnului, ne rugăm. Vă rog să ocupați locuri. Vom sta alături de familia Bozdoc, care vor cânta spre slava lui Dumnezeu o cântare. Apoi Claudiu Sârbu va cânta și el o cântare spre slava Domnului. Tineri împreună, frate Petru, dacă găsește o cântare. Apoi ne rugăm pentru fratele Mihai, Dumnezeu să-l binecuvinteze în predicarea Evangheliei. Tot ceea ce Dumnezeu i-a pus pe inimă, după nevoile care există în biserică, Dumnezeu să ne vorbească. Familia Bozdoc, Claudiu, apoi toți tinerii și apoi vom sta înaintea Domnului. Amin.
O putere nemaipomenită, o purtăm în vasele de lui. E puterea cea făgăduită, care inimile ne-a umplut. În vasele de lui purtăm comoara, în vasele de lut purtăm comoara. Iubirea de la început ne-a inundat și ne-a umplut. În vasele de lut purtăm comoara. O putere nemaipomenită, care la Rusalia a venit, la acei inima smerită, care-n rugăciunea stăruit. În vasele de lut purtăm comoara, în vasele de lut purtăm comoara. Iubirea de la început ne-a inundat și ne-a umplut. În vasele de lut purtăm comoara. O putere nemaipomenită, care dă și har și vindecă, care alungă Duhul de ispită și ne dă dumnezeiești putere. În vasele de lut purtăm comoara, vasele de lut purtăm comoara. Iubirea de la început ne-a inundat și ne-a umplut. În vasele de lut purtăm comoara, prin puterile neprihănirii noi vestim cuvântul minunat pentru mântuirea omenirii, așa cum Iisus ne-a învățat. În vasele de lut purtăm comoara, în vasele de lut purtăm comoara. Iubirea de la început ne-a inundat și ne-a umplut. În vasele de lut purtăm comoara, în vasele de lut purtăm comoara. În vasele de lut purtăm comoara. Iubirea de la început ne-a inundat și ne-a umplut. În vasele de lut purtăm comoara. Despre tine, căci limba-i prea slabă să pot să vorbesc. Dar inima arde, Iisus,
puse în mine și pot doar atât ca să spun te iubesc. Dar inima arde, Iisuse, în mine și pot doar atât ca să spun te iubesc. Să cânt eu nu pot prea frumos despre tine, căci graiul mi-e stins și ușor obosesc. Dar coarda iubirii aprinse în mine vibrează și spune mereu te iubesc. Dar coarda iubirii aprinse în mine vibrează și spune mereu te iubesc. Și mult să înțeleg eu nu pot despre tine, căci tainele tale adânci copleșesc. Puterea gândirii și viața din mine, ce-n lacrimi îți spun, o, Iisus, te iubesc. Puterea gândirii și viața din mine, ce-n lacrimi îți spun, o, Iisus, te iubesc. Primește, Iisuse, iubirea din mine, mai mult eu nu am, doar atât dăruiesc. Și-n inima prinde într-una din tine iubirea să pot și mai mult să iubesc. Și-n inima prinde într-una din tine iubirea să pot și mai mult să iubesc. Thank you.
Este o cântare care o mai cântăm cu tinerii și spune cântarea aceasta: nu vă mai gândiți la ce a fost înainte. Nu vă mai uitați la lucruri vechi, trecute. Și spune corul acestei cântări: iată că eu voi face lucruri noi. Dorim lucrurile acestea noi să le facă Domnul între noi, în Biserica Betania, în orașul Câmpia Turzi, în România. Ne rugăm pentru Biserica Betania de atât de mult timp. Ne rugăm pentru generația tânără, ne rugăm pentru copii de atât de mult timp. Am vrea ca Dumnezeu să facă lucrurile acestea noi. Am vrea ca Dumnezeu să coboare cu Duhul Său cel Sfânt și să binecuvinteze copiii. Nu-s prea mici pentru a fi atinși de Duhul lui Dumnezeu. Pentru lume nu-s prea mici. Nici pentru Domnul nu-s prea mici. Aș dori ca Domnul să binecuvinteze generația tânără, familiile tinere, frații în vârstă. În seara aceasta, haideți să cântăm din nou cântarea aceasta: nu vă mai gândiți la ce a fost înainte. Thank you.
spunea psalmistul, îmi însetează sufletul după tine, îmi tânjește trupul după tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Trăim zilele acestea. Ieșim din adunare, din locul prezenței lui Dumnezeu și pământul e sec, e și uscat, e și fără apă. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Cel care poate face diferența în viața mea, în viața tinerilor, în viața bisericii, este Duhul lui Dumnezeu. Ce trist ar fi să sărbătorim coborârea Duhului Sfânt și să nu coboare Duhul Sfânt. Dar seara aceasta Duhul Sfânt este prezent între noi. Și am vrea să stăm în continuare înaintea Lui și să-L rugăm să ne umple viețile noastre, să trăim 100% pentru Dumnezeu. Să lăsăm pe Dumnezeu să conducă viața noastră întru totul și astfel să lucrăm pentru El, să trăim în lumea aceasta și pământul să nu mai fie nici sec, nici uscat, nici fără apă, pentru că Cel care este în noi este izvorul de viață care țâșnește spre împărăția lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm pentru noi, pentru casele noastre, pentru copiii noștri, pentru vecinii noștri. Am vrea ca prezența lui Dumnezeu să fie simțită în viețile noastre, în casele noastre. Cei care s-au depărtat de Dumnezeu să vină la Dumnezeu, să vină în casa lui Dumnezeu. Ori asta o poate face doar Duhul lui Dumnezeu. Ca generația tânără să fie schimbată, să fie o generație plină de putere, o poate face doar Duhul lui Dumnezeu. Ca eu și dumneata să stăm ca niște pomi roditori în casa lui Dumnezeu, o face doar Duhul lui Dumnezeu. De aceea să ne rugăm și să cerem prezența lui Dumnezeu în viața noastră, în casele noastre. Și Dumnezeu este Cel care vine și face transformarea. Amin. Slăvit să fie Domnul!
Frați și surori, dacă mai aveți răbdare, dacă mai aveți unde băga pâine, minutele care au mai rămas, vrem să stăm înaintea lui Dumnezeu și n-aș vrea să vorbesc așa mult de Dumnezeu cât aș vrea să vorbesc de noi. Aș putea să vă prezint istoric ce s-a întâmplat și noi să mergem acasă și să nu ne ajute la nimic. Aș dori minutele care au mai rămas să ne gândim la noi. Spunea fratele Ilie că Duhul Sfânt e cu noi în fiecare zi, îi datorăm mult. Și dacă îi datorăm, cum putem să încercăm măcar să ne plătim datoria? Atunci când se cântă, nu cântăm de multe ori. Atunci când se roagă, spunem câteva lucruri care le-am învățat și le dăm drumul. Frați și surori, dacă ceva dorește Dumnezeu de la noi, dorește să fim niște oameni vii, niște oameni care vin în locul acesta, niște oameni sinceri, niște oameni care atunci când închid ochii, se vede că înaintea lui Dumnezeu și că trebuie să facă ceea ce vrea Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Ieri era cineva la un magazin mare și își umplea acolo căruțul de bere. Și am zis, ce face? Păi zice, nu știi? Ce mâine e sărbătoare. Și oamenii sărbătoresc fiecare în felul lor. Frați și surori, vreau să vă întreb ce sărbătorim în această zi, botezul cu Duhul Sfânt sau pogorârea Duhului Sfânt? Că e foarte important să înțelegem lucrul acesta. Sunt unii oameni dintre noi care se opresc când vine vorba de Duhul Sfânt la atât și nimic mai mult. Eu sărbătoresc odată Duhul Sfânt a venit în lumea noastră și din momentul acela a prins omul de mână și se duce și îl duce spre cerul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Dacă nu m-a venit și te-a botezat cu Duhul Sfânt și e prea puțin. Vreau și surori, ca să înțelegem ce s-a întâmplat în fapte 2, trebuie să mergem puțin în urmă ca să înțelegem. Știți cum vine asta? Ca și cum am avea acum un președinte bun și ne-am bucurat cu toții. Și cineva spunea, dar de ce vă bucurați? Și dacă am explicat de câți zeci de ani n-am avut unul bun, sau atunci ar înțelege. Ca să înțelegem ce s-a întâmplat acolo, trebuie să mergem puțin în urmă să vedem ce s-a întâmplat în urmă. Vreau să vă spun că Duhul Sfânt a început și a lucrat mult timp. Și la un moment dat Duhul Sfânt a început să fie tot mai puțin și vizibil. Și la un moment dat Duhul Sfânt n-a mai lucrat. Știți cât timp? 400 de ani. S-au născut generații și veneau părinții și le spuneau, odată Duhul Sfânt lucra. Și a plecat generația aceea. Și a venit alte generații și alte generații care au trăit și au spus, am auzit că Duhul Sfânt lucrează. Și în Israel, pe vremea Domnului Iisus Hristos, rabinii predicau și spuneau, Duhul Sfânt a fost până la Hagai, Zaharia, Maleahi. Duhul Sfânt nu mai lucrează. Și dintr-o dată în contextul acesta apare un om care vine și spune, uitați, vreau să vă spun ceva, Dumnezeu va trimite pe Duhul Sfânt și Duhul Sfânt lucrează. Și a început omul acesta, omul Iisus Hristos, să deschidă ochii orbilor, au început cei șchiopi să umble și oamenii au început să spună, dar ce se întâmplă aici? Și au pus și întrebarea, a spus, cine spun oamenii că spun? Păi zice unul prorocul și au început să dea diferite identități. Și pe fondul acestei necredințe a oamenilor, că nimeni nu mai credea după 400 de ani, din nou Duhul Sfânt se înceapă să lucreze, oameni buni. Pe fondul acestor necredințe sau a neidentificării corecte a lucrării Duhului Sfânt a apărut sau a luat ființă, s-a accentuat un flagel numit hula împotriva Duhului Sfânt. De aceea a venit Domnul Iisus și a spus în Matei, capitolul 12, versetul 31, de aceea vă spun, orice păcat și orice hulă vor fi iertate oamenilor, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu le va fi iertat. Sau erau niște generații și niște oameni care nu știau cum lucrează Duhul Sfânt, nu știau ce e Duhul Sfânt, nu știa nimic despre Duhul Sfânt decât ce au citit. Și dintr-o dată, într-o casă, niște oameni se întâlnesc acolo și Duhul Sfânt coboară acolo. Se adună toată localitatea acolo și mulți nu știau ce să creadă. Și de ce? Pentru că nu știau nimic despre Duhul Sfânt. Unii au spus, vorbesc lucruri mărețe despre Dumnezeu. Unii au spus, ăștia zbeți. Și toți oamenii, datorită că nu aveau o relație cu Dumnezeu, o relație cu Duhul Sfânt, au spus fiecare ce au știut. Oare se întâmplă și în zilele noastre la fel? Dacă vorbim cu unii frați, unii au o experiență despre Duhul Sfânt, unii alta și cam câți frați sunt
Cam atâtea experiențe ar fi. Haideți să vedem în această seară ce spune Biblia despre Duhul Sfânt. Eu pot să spun multe lucruri care mi s-au părut sau nu mi s-au părut, sau... dar dacă venim la Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia o să ne facă lumină în anumite privințe și dacă nu suntem cum vrea Biblia și cum vrea Dumnezeu, haideți, frați și surori, să facem pas înspre așa ceva, spre Cuvântul lui Dumnezeu și spre felul cum ne dorește Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Primul lucru, foarte scurt, frați și surori, ce trebuie să înțelegem în această seară, este că doar Duhul Sfânt te poate lega de Hristos. Doar Duhul Sfânt te poate lega de Hristos. Sunt oameni care încearcă prin diferite metode și prin diferite înțelepciuni a lor să-L cunoască pe Hristos și să se lege de Hristos, dar nu pot. Știți de ce? Pentru că singurul care poate să te lege de Hristos e numai Duhul lui Dumnezeu. Și surori, vine Pavel și dacă ați fost atenți cum s-a citit, să vedeți pe unde a venit omul acesta. După ce a trecut prin ținuturile de sus ale Asiei, a ajuns la Efes. Și ce a făcut omul acesta? După 30-40 de ani de când Domnul Iisus s-a înălțat, și ce s-a întâmplat, oameni buni? A luat ființă un flagel și biserica primară s-a confruntat cu lucrul acesta, cu botezul lui Ioan. Păi gândiți-vă că a fost acolo oameni când Domnul Iisus a mărturisit și a spus cel mai mare om născut din femeie. Un om care boteza și un om care... Și fenomenul acesta, botezul lui Ioan, a luat amploare și a ajuns în Efes. Pavel a venit pe drumul pe care a mers această erezie, dacă vreți, și a ajuns acolo și s-a întâlnit cu oamenii aceștia. Și le pune o întrebare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Nici n-am auzit măcar că a fost dat. Dar cu ce botez ați fost botezați voi? La momentul respectiv erau trei botezuri acolo. Era botezul prozeliților, adică dacă cineva nu era din poporul lui Dumnezeu și dorea să facă parte din poporul lui Dumnezeu, pe bărbații tăia împrejur și femeile erau botezate în apă, se scufundau în apă și din momentul acela era semnul exterior că ei aparțin lui Dumnezeu. Era botezul lui Ioan și apoi botezul în numele Domnului Iisus, sau botezul prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dragi și surori, știți ce înseamnă și oare v-a spus întrebarea ce înseamnă botez? Vedem de multe ori că se botează aici, dar ca să înțelegem ce înseamnă botez, din nou trebuie să mergem să vedem de unde a fost luată ideea. Ideea aceasta de botez, când a fost luată ideea aceasta, a fost luată din sistemul bancar străvechi. În sistemul bancar străvechi nu erau așa mulți bani ca și acum. Știți ce se putea face atunci? Erau oameni care se vindeau, ca și slugă, ca și sclav. Și omul acesta îi scălea pe o hârtie sau cum era în vremea respectivă și din momentul când îi scălea omul acesta, el aparținea acelui om. Și ideea de botez a fost luată și a spus, cine se botează, că nimeni nu ne-a obligat de aici să ne botezăm. Am venit odată aici și am spus, eu singur îi scălesc, că din momentul acesta eu vreau să aparțin și aparțin lui. Slăvit să fie Domnul! Adică din momentul în care eu m-am botezat, din momentul acesta eu nu mai sunt stăpân pe viața mea, este stăpân cel căruia i-am iscălit că sunt a lui. Și a venit Pavel și a spus, voi ce botez aveți? Păi uite ce am iscălit odată, că nu știu, aparținem de Ioan. A spus, nici vorba de așa ceva. Voi trebuie să aparțineți de Hristos. Și de aceea eu fost botezat din nou. Pentru că a trebuit odată să spună, da, din momentul acesta, noi vrem să aparținem de Hristos, glorie Domnului. Dragi și surori, putea să-i lase Duhul Sfânt acolo, la un om. Era un om pocăit. Dar vreau să vă spun această seară, Duhul Sfânt nu te lasă legat de un om, oricât ar fi de pocăit omul ăla. Duhul Sfânt de fiecare dată te conduce la Hristos. Dacă ai o întrebare, e bine să întrebi frații, dar cel mai bine este să te pleci pe genunchi și să-L întrebi pe El, glorie Domnului. Slăvit să fie Domnul. Duhul Sfânt, doar Duhul Sfânt, frați și surori, te poate lega de Hristos. Într-adevăr, sunt multe stări în zilele noastre, oameni care îl cunosc pe Hristos, că au citit despre El, oameni care cred că călătoresc cu Hristos, dar sunt felul pe care Dumnezeu îl dorește, oameni legați de Hristos. Oameni care stau acolo și sunt un mădular viu în trupul acesta numit biserică, al cărui cap este Iisus Hristos.
Psalmistul spunea, sufletul meu este lipit de tine, Doamne. Frați și surori, noi suntem copiii lui. Vedeți copilașii noștri cum vin de multe ori și stau în braț acolo, n-au nevoie de nimic, au mâncat bine, nu? Sunt îmbrăcați bine, nu-i doare nimic, dar simt nevoia să stea în brațele dumitale. Noi, eu personal sunt copilul lui Dumnezeu, eu simt nevoia nu să-mi dea Dumnezeu ceva. De multe ori să stau acolo lipit de Hristos. Când lumea din jurul nostru se agită, când oamenii fac declarații care dacă le pui la inimă te cutremur, eu vreau să stau lipit de Hristos. Slăvit să fie Domnul! Un tânăr stătea odată la o masă și era cu capul pe pieptul Mântuitorului. Cea mai frumoasă stare a unui credincios. Nu-l interesa ce se petrece în Israel. Nu-l interesa că Israelul era ocupat. El îl interesa că acolo la pieptul lui Iisus Hristos este cel mai bine. Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, Duhul Sfânt este Cel ce vine și ne leagă de Iisus Hristos. Doamne ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Mergem mai departe și al doilea lucru care e foarte important să înțelegem și lucrul acesta, să vedem ce înseamnă să ai experiență cu Duhul Sfânt. Sunt oameni care, când vorbesc de experiența cu Duhul Sfânt, spun în felul următor. Eu am fost botezat acum 20 de ani și am 20 de ani de experiență cu Duhul Sfânt. Oare e corect așa ceva? Să ai experiență cu Duhul Sfânt, frate și soră, și ce înseamnă? Înseamnă să fii călăuzit de Duhul Sfânt în fiecare zi. Să ai experiență cu Duhul Sfânt înseamnă să nu te oprești la un botez. Și ce înseamnă? De multe ori am asemuit lucrul acesta. Te-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, te-ai suit într-un autocar și acum aștept să pleci cu autocarul spre Împărăția lui Dumnezeu. Și stai acolo. Trece ziua, trec zilele, trec anii și dumneata ești tot în autocar, aștept să te duci acasă. Și când te duci acasă, te întreabă că te duci. Te întreabă odată, tatăl, ai adus ceva cu tine? Poate cineva la judecată să spună, uite, eu sunt aici pentru că el s-a rugat, pentru că el a venit, pentru că el a fost în mâna lui Dumnezeu. Sau, frați și surori, să ai experiență cu Duhul Sfânt, pentru că Duhul Sfânt pentru aceasta a venit, nu să ne dea un botez cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt a venit ca din momentul acela să fim ceva în mâna Lui. Slăvit să fie Domnul! Roman capitolul 8, versetul 14. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți, nu botezați de Duhul Sfânt. Cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și veți spune oare, sau vor spune oameni, păi nu sunt călăuziți de Duhul Sfânt, dar tot e bine. Frați și surori, dacă nu ne călăuzește Duhul Sfânt, vreau să vă spun și să vă citesc, ne călăuzește altcineva. Omul nu-i făcut să meargă singur. Dacă nu te călăuzește Duhul lui Dumnezeu, ești călăuzit de orice altceva. Nu știu, fiecare are altceva. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 2. Când erați păgâni, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. Nu-i călăuzea Duhul Sfânt să meargă la idol. Îi călăuzea, nu știu, habar n-am ce-i putea călăuzi pe oamenii aceștia. Oameni buni, noi avem nevoie să fim călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Îi pun o întrebare în această seară, în locul acesta. Când a fost ultima dată când Duhul Sfânt m-a călăuzit și te-a călăuzit cu adevărat? Când a fost ultima dată când ai făcut dumneata așa de multe lucruri și nu simțeai nimic? Ai spus, mă, vreau să dau ceva în numele Domnului și ai tot dat și n-ai simțit nimic. Dar odată te-a călăuzit Duhul lui Dumnezeu și ai dat puțin, nu așa mult ca altă dată, dar ai simțit că ai făcut ceva călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Că nu te-ai dus și ai pus peste o grămadă, ci ai pus într-un loc în care nu este. Și ai simțit că Duhul Sfânt e cu dumneata și ai simțit așa bucurie că ești folositor Duhului Sfânt. Că noi oamenii de multe ori facem multe după cum credem noi, dar de puține ori ne oprim și spunem, Doamne, dar Tu ce vrei să fac? Și să stai și azi și mâine și poi mâine și o săptămână acolo până Dumnezeu spune ce să faci. Asta înseamnă să ai experiență cu Duhul Sfânt. Nu să cânți și să faci alte lucruri. Nu. Experiență cu Duhul Sfânt înseamnă să vorbească Duhul Sfânt, să te trimită și Duhul Sfânt să fie cu dumneata, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, ce bine ar fi să fim toți călăuziți de Duhul Sfânt. Să mă duc pe stradă obosit, supărat de multe ori și să-L călăuzească Duhul Sfânt pe un frate și să mă caute, să spună, Mihai, te caut. Și să spun, lasă-mă în pașcă, sunt supărat, suntem oameni. Și să spună, nu, de aceea te caut. Eram acasă și lucram. Și Duhul Sfânt mi-a spus, du-te acolo că vreau să întăresc pe cineva.
Frați și surori, acum spovești, când eram copii, erau la ordinea zilei lucrurile acestea. Când eram copii, vedeai pe femeia aceea, pe sora aceea, cu șurțul, când mergea și intra la o casă acolo și vorbea ceva acolo, se puneau, se rugau și iau o bucurie mare acolo și mergea și își continua mai departe lucrarea. Pentru că Duhul Sfânt caută pe cine să călăuzească. Duhul Sfânt caută oameni care își închid agenda lor și spune, Doamne, asta e agenda mea, am vrut să fac multe lucruri, acum arată-mi Tu ce să fac. Și când vom spune în felul acesta, să știți că Dumnezeu are de lucru, are Dumnezeu de lucru. Sunt oameni care au nevoie să fie întăriți. Sunt oameni care au nevoie să le vorbească cineva despre Dumnezeu. Sunt, frați și surori. De aceea e foarte important să înțelegem că călăuzirea Dumnezeu o dorește în viața noastră. Oameni buni, vreau să vă spun un lucru important în această seară și să înțelegem lucrurile acestea. Poate vă rămân în cap. Sunt oameni foarte mulți și mai ales în vremurile noastre care s-au oprit la botezul cu Duhul Sfânt. Știți cum vine asta? Și vă dau din nou să înțelegem o imagine. Mă duc și-mi iau multe lucruri, unelte agricole și le pun în curte la mine și mă uit la ele. Cine vine și îmi spune, măi omule, tu le-ai cumpărat? De ce le-ai cumpărat? Păi râde de mine că numai le-am cumpărat. Eu dacă mă duc și fac o investiție în unelte agricole, dacă mă duc și iau tot ce am și investesc acolo, care e scopul? Știți care e scopul? Toamna să adun roadă. Dacă numai le-am luat și veniți și vă spun, oameni buni, veniți să vedeți ce tractor frumos am. E o păcăleală. Duhul Sfânt botează oameni, Duhul Sfânt lucrează, dar știți care e scopul lui? Că noi vedem în față. Scopul lui este roada credinciosului. Slăvit să fie Domnul. Oameni buni, Dumnezeu nu dorește doar să fiți botezați și să spuneți, ești botezat? Da. Dumnezeu dorește să vadă roada în noi. Glorie Domnului! Dumnezeu dorește când mă întâlnesc cu dumneata și dumneata cu mine să găsesc la dumneata și dumneata la mine pacea, bucuria, îndelungă răbdare, facerea din toate să le găsim acolo. Asta vrea Dumnezeu. Că dacă vorbesc în limbi și nu fac nimic din lucrurile acestea, e în zadar. Dacă vorbesc în limbi, spunea Pavel, mai mult decât voi toți, oameni buni, n-ajută la nimic. Dumnezeu dorește să se folosească de noi. Asta a făcut Dumnezeu. Dumnezeu, oameni buni, s-a folosit de ucenici și se folosește de oameni. De foarte multe ori, noi nu auzim, spune Biblia, șoapta Duhului Sfânt. El când vorbește, nu vorbește pentru nimic din lumea aceasta. El când vorbește, are pentru mine lucrare sfântă. El vorbește într-un loc pentru că vede că în alt loc e lipsă. El vorbește într-un loc pentru că vede că în alt loc este plâns. El vorbește într-un loc și spune, cine va merge pentru noi? Cine se va duce că am nevoie de El? Știți cine? Nu ne obligă. Doar cel ce ridică mâna și spune, sunt aici, Doamne, vreau să mă duc. Omul acela va merge, oameni buni. Și este omul pe care odată va tot merge și va tot merge, pe care Dumnezeul va duce odată în împărăția lui Dumnezeu. Și vreau să închei cu un ultim lucru. L-am lăsat puțin la sfârșit, un lucru foarte important, poate nu să-l înțelegem. Am rugat Domnului să-l înțelegem, că e foarte important pentru noi. Oameni buni, botezul cu Duhul Sfânt nu este lucrarea principală a Duhului Sfânt. Repet, botezul cu Duhul Sfânt nu e lucrarea principală a Duhului Sfânt. Când din cer s-a pus planul pentru mântuirea omului, nu a spus Duhul Sfânt, te duci, botezi oamenii și atât. Frați și surori, lucrarea principală a Duhului Sfânt este mântuirea omului și lărgirea împărăției lui Hristos. Și pentru asta te botează pe dumneata cu Duhul Sfânt să facă ceva în dumneata, slăvit să fie Domnul. Și o să vedem din Sfânta Scriptură. A venit Duhul Sfânt și erau botezați oamenii aceștia acolo. Și ce a făcut Petru, primul impuls? N-a stat jos. Primul impuls a înțeles Petru ce trebuie să facă. Să vestească împărăția lui Dumnezeu. A vestit-o și s-au pocăit oamenii, slăvit să fie Domnul. Frați și surori, știți ce înseamnă când Duhul Sfânt a venit în viața lor și vine în viața noastră? Că Duhul Sfânt îmi schimbă prioritățile la nivelul minții. Din momentul în care până să mă întâlnesc cu Duhul Sfânt aveam prioritățile mele, consideram că asta e cel mai important în lume, consideram că asta e cel mai important să fac, vine Duhul Sfânt și îți schimbă prioritățile și din momentul acela, oameni buni, dumneata vezi ca El prioritatea mântuirea omului și lărgirea împărăției lui Dumnezeu, glorie Domnului. De aceea spune Sfânta Scriptură să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos.
Botezul cu Duhul Sfânt nu este lucrarea principală a Duhului Sfânt. Frați și surori, El a venit și a întemeiat biserica. El a inițiat planul de misionar. I-a trimis misionari acolo. Pentru că oamenii aceștia nu au înțeles lucrul acesta. Au avut o confuzie încă când, de momentul în care era Iisus Hristos cu ei. Vine Domnul Iisus și se înalță la cer și le spune, ascultați, voi să nu vă îndepărtați că veți primi o putere. Și auziți ce spun oamenii aceștia? Da, vom primi, dar ascultă-me, când se vor întâmpla toate lucrurile acestea, să știm. Și au zis, măi, oameni buni, nu înțelegeți, nu-i treaba voastră să știți soroacele, treaba voastră este că atunci când veți primi puterea, să mergeți și să duceți Evanghelia și să lărgiți împărăția lui Dumnezeu. Frați și surori, dacă până în această seară ai crezut că Duhul Sfânt doar atât vrea din viața mea, să te boteze, să te urci într-un autobuz frumos care va merge în cerul lui Dumnezeu, în această seară îți spun din partea lui Dumnezeu, Dumnezeu te-a botezat cu Duhul Sfânt ca să schimbe în mintea dumitalii principiile și să gândești ca El și să lucrezi pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu și pentru mântuirea oamenilor. Slăvit să fie Domnul! Trei momente în zilele noastre de așa de mare confuzie spirituală. Sunt oameni așa de confuz spiritual, oameni buni. Sunt oameni care vin în casa lui Dumnezeu și Dumnezeu vă cunoaște. Și stă și se uită și spune, dacă aș spune cuiva ce e în mintea mea, dacă aș spune ceva cuiva ce e în inima mea, ar spune că mi-am pierdut mințile. Dar sunt momente în care cel rău așa de mult se ruptă. Știi ce să facă, oameni buni? La nivelul minții. Să nu mai ai gândul lui Hristos. Să nu mai gândești ca El. Când cineva vorbește cu dumneata, să nu mai să-i spui, uite ce e mai important în viața aceasta. Și începi să-i spui lucruri importante din lumea aceasta, oameni buni. Dumnezeu să ne ajute să vorbim lucrul acesta. Eu să închei cu un lucru și vorbeam cu niște tineri odată și cu mai mulți frați. Eu sunt un om de felul meu logic, așa mi-a dat Dumnezeu o logică și cred că sunt un om logic. Și cineva odată mi-a spus, uite, zice, vreau să mă căsătoresc. Și am citit așa de multe cărți despre căsătorire și zice, uite, cam așa ar fi și am spus, ascultă, ia cărțile acelea și aruncă-le. Zic, pe drumul tău pe care te duci tu și viitorul tău soț nu mai fost nimeni niciodată. Poți să scrii cărți din urmă, dar nu poți scrie o carte ce va fi înainte. Și s-au căsătorit și la un moment dat, ce credeți că s-a întâmplat? Nu mai dădea cartea cu viața. Cartea cu viața. În carte scria ceva, soțul nu era cum scrie în carte. În carte se întâmpla ceva în familia, în viață se întâmpla ceva în familia lor, în carte, era frumos. Și m-am întâlnit din nou și am spus, ai avut dreptate. Și am spus, nu eu am avut dreptate. Și cine a avut dreptate? Biblia. De cuvântul Domnului, că în vremurile din urmă, vor stricura erezii nimicitoare. Oameni buni, dacă nu ne uităm aici și doar ascultăm ce spun alții, s-ar putea să fie o erezie care îți nimicește pe dumneata, casa dumitalii și copiii dumitalii. De aceea e foarte important să înțelegem că Duhul Sfânt ne pune să citim Sfânta Scriptură. Că Duhul Sfânt ne schimbă prioritățile și din prioritate de a face nu știu ce pe pământul acesta, prioritatea este să deschizi Sfânta Scriptură dimineața. Asta e prioritatea de la Duhul Sfânt. Dacă nu mai ai, să știi că ne-am îndepărtat de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, spune cuvântul Domnului că El vă va călăuzi în tot adevărul. Frați și surori, vreau să închei cu lucrul acesta. Se dă o bătălie pe viață și pe moarte. Miza, știți care? Ne uităm la noi, probabil, și voi spune, miza sunt eu. Miza sunt copiii noștri. Eu de bine, de rău, am mai prins niște lucruri cu Dumnezeu aici în biserică. Mai am în mintea mea niște lucruri care Dumnezeu le-a făcut. Mai am niște experiențe când am fost singur și Dumnezeu a lucrat. Dar copiii noștri, ei vor ajunge probabil în cei 400 de ani în care va trebui să le vorbim. Uite, odată Dumnezeu a lucrat. Odată nu erau așa mulți pe monitor. Odată aici cineva a sărit în picioare și a spus, în numele Domnului m-a vindecat. Odată nu veneau oamenii cu depresie la biserică, depresia nici n-avea loc în biserică. Odată venea omul aici supărat și Duhul lui Dumnezeu cobora și schimba inima și mergea cântând acasă și problema era acasă, tot acolo era. Oameni buni, ce așteaptă Dumnezeu de la noi este să trăim cu adevărat pocăința. Duhul Sfânt așteaptă să venim aici, dacă sus, să mă cobor,
că el nu vorbește cu cei de sus, dacă-s jos, să strig că mă ridică el și apoi să spun, Doamne, sunt aici. Doamne, din momentul acesta îmi schimb prioritățile vieții mele. Pentru că în lumea în care trăim, știți cum este? Tot mai mulți bani îți trebuie. În lumea în care trăiești, te prinde cele rău și după ce ți-o pus 4-5 chirlige, nu mai poți să le dai jos. Și trebuie să te duci înainte. Oameni buni, copiii noștri trebuie să vadă că au niște părinți, cum scrie Sfânta Scriptură, liberi în Hristos. Sunt niște părinți care nu este important dacă au sau nu au, sunt niște părinți care plâng și când merge la mama spune, mamă, de ce plângi? Și de ce plâng? Pentru că de o lună mă rog pentru un lucru și Dumnezeu nu m-a ascultat. Vadă că pentru mama și pentru tata, cel mai important lucru sunt problemele spirituale. Când intervine ceva între mama și între Dumnezeu, e problemă de viață și de moarte. Când nu intervine și intervine între mama și lume, poți să stea acolo. Oameni buni, Dumnezeu dorește cu adevărat să citim Sfânta Scriptură și El ne va călăuzi în tot adevărul. Ăsta e adevărul. Când vom spune Duhul Sfinte, călăuzește-mă, stați liniștiți că Dumnezeu vă va deschide Sfânta Scriptură, vă va învăța și veți merge pe mijlocul cărării. Nu vă lasă Dumnezeu nici în stânga, nici în dreapta. Noi alegem de multe ori, după ce mă pune Dumnezeu pe mijloc, eu mă duc și în stânga și eu mă duc și în dreapta. Nu mă duce. Eu, e alegerea mea. Trei momente în care noi alegem foarte des. Într-o zi ești cu Hristos, într-o zi ești fără, într-o zi te duci pe mijloc și într-o zi în stânga și în dreapta. Oameni buni, ceea ce dorește Dumnezeu de la noi, repet din nou, de la mine personal, dorește pocăință. Asta e tot ce pot să-i dau la Dumnezeu. O stare după voia Lui. Să intru acolo în odăiță în care mi-o porunci El să intru. O spus tu, când te rogi, intră în odăiță, încuie ușa după tine și după familia ta, stai acolo până Dumnezeu te cercetează. Și dacă mă lasă Dumnezeu tot cu probleme, dar când ies de acolo, să ies cu fața schimbată și să ies un om care dacă mă întreabă cineva la poartă, măi, tu ești mântuit, să spun, îți mântuit și abia aștept să mă duc acasă. Nu să stăm cu frică, să spunem, ascultă, mă lasă-mă în pace, că mă duc mai departe. Vă invit să vă ridicați în picioare și haideți să mergem în această rugăciune și din această seară Dumnezeu să ne deschidă mintea să înțelegem că Duhul Sfânt n-a venit doar să ne boteze cu Duhul Sfânt să ne lase acolo. Duhul Sfânt a venit să ne dea și să ne folosească o viață continuă. El în fiecare zi dorește să ne călăuzească și în fiecare zi dorește, frați și surori, nu să treacă ani de la botez, ci în fiecare zi să avem experiențe noi cu Duhul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Haideți să mulțumim Domnului și atunci când mulțumim să stăm înaintea lui Dumnezeu acolo. Frați și surori, spunem de atâtea ori lucrul acesta și să știți că e adevărat. Dumnezeu este aici. Dumnezeu este aici, este casa lui Dumnezeu. Și Dumnezeu așteaptă ceva de la noi. De la mine personal așteaptă un răspuns și de la dumneavoastră așteaptă un răspuns. Ce voi face după seara aceasta? Ce voi face de mâine, ce vor vedea copiii mei mine? Peste casa mea, ce se va întâmpla în casa mea, oameni buni? Copiii mei vor crește niște copii care îl cunosc pe Dumnezeu sau vor crește niște copii care cunosc lumea și care văd în tata și mama doar lume, lume, lume. Sau vor crește niște copii care vor vedea un tată și o mamă care se pleacă pe genunchi și Dumnezeu din cer îi ascultă și le răspunde. Amin.
Amin, vă rog să ocupați locuri. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Mulțumim pentru prezența Lui între noi. Atunci când a trebuit să vin în fața dumneavoastră, când am știut că trebuie să vin și frații plecați în slujire, mă gândeam că undeva pe la 7:30 mergem spre casă, dar am văzut din nou că lucrarea aceasta nu e a unui om, ci a lui Dumnezeu. Și El își conduce lucrarea, spunem slăvit să fie numele Domnului. Marți și joi vom avea slujire în casa lui Dumnezeu începând cu ora 19, ora 7. Suntem așteptați la rugăciune, suntem așteptați la închinare. Dumnezeu să binecuvinteze Biserica Betania. Am o provocare pentru noi toți, stând pe bancă, mă gândeam la lucrul acesta. Zicea Petru că suntem în valea aceasta a pustiei. Dar găsesc scris în Psalmul 84 că atunci când străbat aceștia, valea plângerii, pustia aceea mare, aceștia au străbat într-un loc plin de izvoare. Am vrea să avem izvoare luni, marți, miercuri și așa mai departe. Mă gândeam cum ar arăta izvoarele acestea, cum ar arăta izvoarele acestea pentru noi. Îl găsesc pe David că la un moment dat întreabă, mai este cineva din casa lui Saul, casa dușmanului, ca să mă port cu el cu o bunătate ca a lui Dumnezeu, să traduc bunătatea aceea care o văd la Dumnezeu, să o traduc în viața dușmanului meu. Am o provocare pentru mine. Dacă e și pentru dumneavoastră, haideți să o luăm împreună. Oare putem traduce bunătatea lui Dumnezeu care se arată în fiecare zi pentru noi, să o traducem în casele noastre? Să vadă copiii din casele noastre că tata seamănă cu Tatăl Ceresc. Să vadă copiii din casele noastre că noi semănăm cu Dumnezeul acesta bun. Cum e Dumnezeu Tată? Am putea să spunem că e ca și mine? E ca și noi? Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Poate că va trebui să ne implicăm în săptămâna aceasta în viața vecinilor noștri. Oare văd vecinii noștri că ne purtăm cu o bunătate ca a lui Dumnezeu? Poate că constă lucrul acesta în lucruri mici. Să plătești o factură la cineva care nu se poate deplasa, să duci un pahar sau o cană sau o sticlă de apă unor muncitori care muncesc pe stradă. Haideți bunătatea aceasta care o vedem la Dumnezeu să ne gândim, să ne rugăm, Doamne, cum am putea să o traducem, cum am putea să facem ceva social, bunătatea aceasta a Ta care o areți în fiecare zi pentru noi, cum am putea să o arătăm și altora și Dumnezeu ne va da prilejul săptămâna aceasta. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.